o menajeră, mă? Poftim? Iar ai avut o menajeră de nu știu de pe unde? Firar menajerele să fie și menajeria. Tu ți amintești de o menajeră, Mariana? Da sau nu? Nu. Normal. Nu. Dar e ceva ce recunoști? Dacă e adevăr, pe cuvântul meu, doamne, dacă nu o recunosc, dar nu. Dacă nu ești serios, să știi că eu te trimit acasă și nu mai vii aici în emisiune. Doamna, totul credem, ce se, glumim, dar totul hai ce să avem... se petrece aici este de la Elisabeta, de la fata aia care a vorbit alaltă ieri. Totul e desfășurătorul... Da, de la Elisabeta a doua, de la Regina Maria. Știi ce se întâmplă? Deci o știi pe Mariana menajera. Mariana menajera nu. N-am auzit. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Cu Stan, cu Cristian. Și de ce ne-ați sunat? Fiul în legătură cu domnul Nicu de la televizor aici. Așa, ce legătură aveți cu domnul Nicu și cu doamna Mariana? Cu Stan, cu Cristian, cu fiul lui Mariana. A, sunteți fiul Marianei, fosta menajera domnului Nicu. Da, fosta menajera domnului Nicu. Așa, și de ce ne-a sunat domnul Cristian? Pentru că e păcat de vârsta dânsului, nu are o... Da. Înțeleg că mama dumneavoastră chiar a fost menajeră la domnul Nicu? Da, timp de 2 luni de zile. Mai mult n-a rezistat. De ce n-a rezistat? E, pentru că a vrut să abuzeze de ea. E un... Da, a fost menajer, a vrut să aibă un serviciu, să poată să ia un salariu, dar nu s-a putut, că n-a rezistat să stea la... Deci mama dumneavoastră a fost doar menajeră și în momentul în care domnul Nicu a încercat să, nu știu, să-i facă niște avansuri, mama dumneavoastră a renunțat. Da, a renunțat, și-a luat ce avea de luat și a plecat acolo. Da, mamei dumneavoastră îi plăcea de domnul Nicu sau...? Nu, mama nu s-a dus la el ca menajeră, s-a dus să câștige un... Să câștige un ban. Da. Îți amintești, da. Nicule? Nu. Înșernare. Înșernare, doamnă. Nu. Păi și acum pe băiatul ăsta cine crezi că l-a trimis? Elisabeta Marii Britanii. Elena, da. Bine, domnul Cristian, mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. Măi, Nicu, cred că ar trebui să-ți reîmprospătezi memoria. Adică, îți spun o chestie. Doamna Gabriela, dumneavoastră credeți că eu nu mai țiu minte? Nici o Maria n-am avut. Și crezi că băiatul ăsta altă treabă nu avea decât să ne sune pe noi? Și pe Sandu și pe... Hai mă, Nicule, știi câți oameni mai sunt aici la noi în platou? Pentru câți dintre cei de aici din platou au sunat atât de mulți oameni să facă dezvăluiri? Doamnă, cine sunt eu? Nu v-ați întrebat cine sunt. Cine ești? Păi uite, ăsta sunt. Așa și? Și sunt cu să-ți pui piedici. De ce? Au ceva cu tine? Acum a suferit de mania persecuției. Uite, cred și eu că o fi avut ceva cu mine. Dar de ce să aibă ceva cu tine? Păi de ce-i falsul? Cine e ăsta care a vorbit? Ce Mariană? Ce da, Mariană? De ce să aibă cineva ceva cu tine? Că acum, hai că te bănuiesc de mania persecuției. Doamna, dumneavoastră nu știți că vorbile aruncate sunt și astea bune? Stați puțin. Domnul Nicu, câți dintre cei de aici i-ați văzut să mai sune cineva pentru ei? Că știți cum e telefonul la noi? În loc să ne sună lumea să se înscrie, ne sună Vasilica, Tastalica, Miculica. M-ați întrebat câte menajere ai avut, Nea Nicule? Câte menajere ai avut, Nea Nicule? Multe. Câte? 200, câte ai avut? Până în 25, dar care n-a corespuns s-a plecat. Și ce trebuia să aibă ca să corespundă? 25 de ani? Nu 25 de ani, să văd că are viață în ea. Uh-huh. Și ce înseamnă să aibă viață? Adică dacă tu îi făceai niște avansuri, ea trebuia să și stea? Păi eu nu stăteam și vedeam cum face mâncarea și cum, ce face pe bucătărie, pe holuri, pe... Nicule, mie mi se pare că tu ești așa cel puțin neserios. De ce, doamne, dacă v-am spus că nu cunosc pasta, ce să vă spun la ce? Să știi că sunt tentată să... Sunt foarte mulți oameni care așteaptă un loc aici în emisiune și sunt oameni serioși care chiar își caută pe cineva păi cu care... ce v-am zis, doamna Gabriela, că vrea să pune piedici?
Da, să știi că dacă tu îl iei pe nu în brațe și tot dai vina pe diverse femei cu care ai avut aventuri în viața asta, nu înseamnă că vei rămâne aici în emisiune. Iar mai vorbesc, doamna Gabriela. Ați auzit o menajeră că a venit și am fost... Eu n-am auzit nicio menajeră. Atunci... Te aud doar pe tine spunând nu și nu cunosc persoana. Doamna Gabriela, de ce nu vine? Eu sunt Mariana, menajera lui domnul Nicu. Nicule, mă, nu știi că sunt eu Mariana? Da. Păi... Bun, hai să-i luăm doamna microfonul Gabriela, lui numai Nicu. Numai o secundă, vă rog. Dă-i microfonul lui Marian, pentru că vreau să-l întreb un pic, doamna Ioana. Marian, vreau să te întreb, voi petreceți mult timp în vestiar. Tu-l crezi pe Nicu? Sincer, da. În ce sens? De ce? Ce v-a dezvăluit? Caută o femeie serioasă. Nu la asta mă refer. Dar? Ci la toate aceste menajere, toate aceste iubite din viața lui. La asta mă refer. Da, nu știu ce să spun. Eu îl crezi sau nu? Îl cred, da, eu îl cred ce spune. Petru, tu ce zici? Da, nu știu, n-aș vrea să iau apărarea, dar eu cred că totuși el încearcă, cred că el și-ar dori cu adevărat să găsească o femeie așa cum vrea. Dar e dispus? Dar va fi foarte greu, pentru că nu poți să combini, adică să-ți iei o femeie numai pentru niște necesități ale tale. În primul rând trebuie să apară, zic eu, un sentiment aici, de aici trebuie să plece. Și nu dragostea că... ține bine, de reciprocitate. Păi ori cauți adică... ori îți nevastă. Eu așa văd. Păi soție, dacă ca o soție, în situația aia trebuie să vibrezi. Uite, cum a zis, poate ți-a plăcut o fată din public, da? Femeia Claudiu, aia, ai vibrat sau zici? Mai știu eu ce. Eu îl cred, dar nu e sigur pe el, Nenicu. Da. Nu e sigur pe el. Nici el nu știe... deocamdată ce vrea sigur. Ba menajeră, ba iubită, ba să o bage în patul ăla de patru persoane, ba cadă, ba... Nu știu cum să o bage. Doamna Gabriela, pot să spun și eu ceva? Ia zi, Cristina. Da, eu cred că Nicu, domnul Nicu, a vrut să își găsească o menajeră, deci a angajat de fiecare dată cât o menajeră, ca să poată să, așa poate să facă o selecție. Adică să-și găsească adică o viitoare soție. Da, exact. Foarte bună da. Teoria ta. Da. El a făcut un casting, ca da, să zic exact, așa. Da, exact, da. Și nu i-a plăcut de niciuna și tocmai de asta a venit la emisiune. Și poate... atunci le-a numit generic da. Menajerele. Normal. Cristina, vrei să te duci și tu luni acolo la jumulii de găini? Da, am de fel. Nu. No. Da, vedea-te-a jumulind o găină. Vedea-te aș făcând niște perne de puf. Mie nu-mi place la țară. Nu-ți place la țară? Nu. Nu-ți place găina, să o jumul? Nu, nu-mi place. Ție-ți place? Mă, mie-mi place cocoșul găina. Să-l... Poate ți-ți place cocoșul. Nu. Ia că vă jumulesc eu pe toți, dar nu vă vedeți. Ia, hai. Mona.